Doamnelor și domnilor, o revenire fenomenală după 4 ani și ceva de absență a lui Ovidiu Cuncea din spațiul ăsta public al televiziunii, pentru că el joacă în spectacol, este foarte prezent în lumea actorii, este preot, se întâlnește cu oamenii, a făcut niște declarații uluitoare, inclusiv despre perioada relației cu Dan Negru, ai risipit un mister, un văl, pentru că mulți se întrebau ce s-a întâmplat între voi. Știu, păi, faptul la... că ai spus că Dan Negru și-a cerut iertare pentru că te-a lucrat o perioadă în televiziune și ți-a luat niște show sau show. Și așa mi se pare un lucru extraordinar, mai ales că v-ați împăcat și acum puteți colabora din nou. Pentru este el important. E extraordinar. Da. Și încercarea cu mine. Foarte frumoasă. Să vine cineva să spună, băi, iartă-mă, am greșit. În perioada aia călcam pe cadavre. Adică, nu, n-a zis chiar așa, dar a zis că nu l-a interesat decât persoana lui. Am mai avut niște discuții cu niște oameni cu care înainte eram în concurență, în principiu. Mm-hmm. Ne-am întâlnit la, știi că după o vârstă încep să se mai emoaie în tine toate asperitățile alea. Sigur. Încep să vezi viața altfel. Ne-am întâlnit la un șpriț fără granițe între noi, fără bariere, fără treburi de genul ăsta. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că toți am avut niște momente de demență de asta, ăștia care am performat în televiziune. Și în care puteam să avem alte relații între noi, frate. Puteam să ne privim altfel, uman, unii pe alții și să înțelegem că avem loc toți sub soare. Eu n-am lucrat pe nimeni niciodată. Am fost lucrat. Da, eu cred că el sau atunci... nu mi-am dorit niciodată să fac cuiva ceva... Bine, hai să vorbim despre... să termin cu... Da, hai să... asta vreau să zic. Da. Hai să continuăm acel moment magic al tău, legat de Maica Domnului. Și... s-a creat o tulburare, iar mitropolitul grec, înalt preasfințitul Iacob de Mitilini, a zis, a simțit, nu înțelegea limba română, dar a simțit tensiunea. Și mi-a pus mâna așa, era exact vis-a-vis de mine cum stai tu, dar la masă, și a zis, mergi și roagă-te, mergi și roagă-te, nu mai vorbi cu nimeni. Că a simțit tensiunea dialogului și m-am dus... Era vineri seara, era după zi de post, oricum era post în post, deci era și vineri, era și post, postul Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, și m-am dus și m-am așezat în genunchi, sprijinindu-mă de pat, era un pat înalt, singur, într-o chilie, într-o mănăstire, și mă rugam, și mă rugam. Și era o singură icoană cu Maica Domnului, undeva în fața mea, dar mică, mică, icoană cam așa. Adică o iconiță, cum ar fi. Și stăteam și mă rugam, și mă rugam, și plângeam, și mă rugam. Și ziceam, Doamne, te rog, te rog, din inima mea, din sufletul meu, fă să pot să trec și eu pasul ăsta, să nu fie tulburare în jurul meu, să trec cu inimă curată lucrul ăsta pe care mi-l doream atât de mult. Și să nu fiu, știi cum e, că dacă faci un lucru și nu ești cu inimă curată în clipa aia, nu primești pe Hristos întru totul, primești inima și mintea este împărțită în loc să fii cu inima curată. Și atunci, din icoană, pur și simplu, când am ridicat privirea așa, am văzut-o pe Maica Domnului, în chip real, pur și simplu, în carne și oase, cum ar fi, în fața mea, cu lacrimile în ochi, aproape că eram încețoșat de lacrimă și mi-am șters lacrimile că mi s-a părut că e, în continuare credeam că e o iluzie. Și am auzit-o doar cum a spus, nu-ți fie frică, nu o să slujești nici bisericii grecești, nici bisericii românești, biserica ortodoxă, cum ar fi bisericii românești, biserici. Ci Fiului meu și Mântuitorul lumii, Iisus Hristos. Și pur și simplu mi s-a părut că n-am auzit eu, că s-a întâmplat așa, m-am uitat după ea și a dispărut. Am pus mâinile pe mine să văd dacă sunt viu, dacă nu cumva am luat o razna, i-am spus sora mea care e psihiatru. Adică ea a fost prima persoană căruia am avut curajul să-i spun. Zic, ce crezi despre oamenii care spun lucrul ăsta? Că sunt nebuni, că au probleme, că au deviații. Am avut după aia discuții cu psihologi despre lucrul ăsta. Nu am lăsat așa. Te-a marcat. Da, pentru că eu le spuneam, credeți-mă că am văzut-o cu ochii mei, cu carnea mea, cu sângele meu, cu privirea mea, numai că n-am pus mâna pe ea, pentru că te sperie puțin. Nu e o chestie care ți se întâmplă așa.
asta a fost. Dar să simți că Dumnezeu... Și am vorbit foarte târziu despre lucrul ăsta, în afară de sora mea și cu o psiholog. Dar nu... Deci ăsta a fost momentul în care tu ai fost uns ca preot. Da, a fost a doua zi, a treia zi, duminică, am primit hirotonia și am primit-o că, și am plâns cu aceleași lacrimi, am plâns toată liturghia. Deci curgeau lacrimile, pur și simplu. Deci am plâns Grecia, toată liturghia. Grecia e un spațiu deosebit. Eram singurul care era hirotonit, erau cinci mitropoliți au fost invitați. În alt preasfințit Teodosie nu e mitropolit, dar are rang de arhiepiscop, adică doar titulatura. Oricum, Maica Domnului a fost atrasă de zona Greciei. Deci... Da, și sigur, păi a fost la Muntele Athos, eu am fost chiar până la Panagia, până la mănăstirea închinată ei, până unde se spune că a urcat ea pe Muntele Athos. Deci la Panagia este ultima mănăstire și apoi e vârful. Da. Și știi că pe vârf e o altă mănăstire pe Muntele Athos. Se spune legenda că a făcut-o, ar fi făcută din banii lui Putin și cu elicopterul ar fi cărat sus, pentru că Muntele Athos este un vârf. Doar pe o parte se poate urca cu măgărușii sau cu oamenii, o potecă. Da? Și acolo nu se puteau căra materialele de construcție, și pentru că de jur împrejur este numai apă și prăpastie. Este o frumusețe uriașă. Și acolo se spune că ar fi adus materialele din comanda lui Putin cu elicopterul, toate cărate și lăsate acolo. Îți trebuiau zeci de saci de ciment, zeci de, și acolo acum e mănăstire. N-am mai fost de ceva ani. Dar atunci eram construit. Cum ești ca preot? Vorbeam în pauză apropo de cazul Alexa Vistarion, pe care nu-l știu foarte bine. N-am fost atent și nici mă impresionează. Mi-e greu să vorbesc, da. Da, s-au mai întâmplat. Ne-am obișnuit că și în rândul preoților... Să nu creadă lumea că m-ai chemat că să vorbesc de Alexa Vistarion. Nu, de asta zic. Vorbesc de Alexa Vistarion, regizorul, dacă vrei. Exact. Eu te întrebam cum ești ca preot și care sunt, dacă tu ai tentații ca preot, de exemplu. El se pare... Dacă mă iau după deciziile pe care le-a luat și Borul chiar astăzi, a cedat unor tentații. Și preoții pot fi niște staruri. Adică sunt femei, pare că sunt și femei care au fantezii cu preoții. Adică, așa cum li se întâmplă să aibă fantezii și cu alt gen de bărbați, există probabil și preoții vânați de unele femei, dar aici nu spun că Alexa Vistarion a fost cel vânat de femei. Se pare că era un pic invers. Dar în cazul tău, cum ești tu ca preot? Ai vreo tentație? Te mai tentează să ai acum o coană preoteasă lângă tine? Iartă-mă că folosesc acest termen, pentru că ești singur. Nu, n-are niciun rost. Eu tot timpul am crezut în fericiri și una din fericiri este fericiți și cu inima curată. Tot timpul am vorbit din inima mea, mai ales de când m-a preoțit, nu am vorbit din mintea mea. Cu siguranță că există ispite. Eu, în general, nu mă uit. Trec în rugăciune cu ochii închiși și stau cu ochii închiși. Există persoane din biserică care îmi plac foarte mult ca om, ca femei. Sunt femei frumoase în biserică. Sunt tinere care vin, actrițe care vin la mine, care sunt foarte frumoase. Dar întotdeauna când am simțit cea mai mică undă de ispită, am făcut o rugăciune. Doamne, ajută-mă! Eliberează-mă! Da, eliberat. Și dispare imediat orice formă de ispită de genul ăsta. Cum spun grecii? Kyrie Iisus Christou, eleison me. Kyrie eleison. Asta scrie pe vergheta asta mea. Poate lumea se întreabă de ce por vergheta. Asta am primit-o de la o prietenă foarte bună pe care o iubesc și... scrie Kyrie eleison, Doamne miluiește. Doamne miluiește. Da. Nu e vergheta rămasă din... E vergheta cu care m-am logodit cu Mântuitorul Hristos. Da. Da. Ce voiam să spun, există ispite, cu siguranță, și cu siguranță sunt unele femei care se îndrăgostesc de preot, dar este exact aceeași formă de îndrăgostire pe care o trăiesc psihanaliștii. Când te duci la un psihanalist, el de-aia te ține cu spatele oarecum la el, că sunt forme și forme, în care ca nu cumva tu să nu te îndrăgostești de el. Cu toți suntem ispitiți. Trăim într-o lume oricum care este foarte
sexualitatea în lumea asta este foarte periculoasă. Mă crezi, uneori vin femei la biserică, nu prea vin la mine la biserică, adică la noi unde eu slujez de cele mai multe ori, nu vin așa. O biserică din București, da, foarte aproape de casa mea. Și dacă vin cu cât un decolteu din ăla, așa îți fug ochii, că n-ai cum, ești om până la urmă, indiferent cine ar fi, pot să... Poate doar călugării, dar și călugării de aia se retrag. Că și, știi că la Muntele Athos, la una dintre mănăstiri, la Vatoped, pedoscopil, știi că a fost găsit copilul reginei Teodora, a fost găsit într-un tufiș. Și de aici a Vatoped, mănăstirea, e copilul din tufiș. Da. Și acolo s-a construit mănăstirea asta. Acolo e o mănăstire multinațională, imensă. Nu cum sunt mănăstirile la noi, e cum ar fi Sighișoara. Dar multe locuri unde oamenii vin în vizită și sunt cazați, foarte multe biserici, adică e o cetate, practic. Și acolo, la un moment dat, văd un călugăr care avea o reverendă până aici, așa. Și mi s-a părut ciudat că de ce are reverendă așa. Și îmi spune că e tatuat din cap până în picioare, îmi spune un alt călugăr român. Și eu zic, da? Și zice, tu crezi că aici noi suntem cei mai păcătoși din lumea asta, dar care l-am descoperit pe Hristos și am întors fața către iubire, lăsând ura, răutatea sau ce făceam. Zice, uite, ăla a făcut nu știu câte crime. Ălălaltul nu știu ce a făcut, a avut 1000 de femei. Ălălaltul nu știu ce, știi? Adică și dintr-o dată s-au întors la Dumnezeu. Și băieți frumoși, tineri, adică nu un om de 80 de ani. Nu, băieți tineri. Ăsta era un băiat tânăr, cred că avea în jur de 35-40 de ani după ochiul meu și cu asta până aici. Dar preot, te mai interesează să-ți refaci viața după... Ești despărțit, ești Am, bineînțeles, am binecuvântare să trăiesc, am vrut să mă călugăresc la un moment dat, că probabil că de-aia eu și scris asta. Da. Dar am primit binecuvântare să trăiesc viața în continuare, să-mi cresc copii și să merg înainte. Și copiii au crescut, acum sunt la casele lor, probabil că pot să-mi refac viața, dacă nu... mă hotărăsc să intru în abstinență totală. Nu să intru în detaliile pentru care te despărți. Nu, că a fost... nici are rost că nu vreau să vorbesc despre viața mea. Știu că a fost un șoc. Știu că a fost un șoc pentru tine. Știu că ai declarat la un moment dat că n-ai înțeles de plin ce s-a întâmplat. Copiii după aceea au rămas cu tine. Da. Au rămas cu tine. Da. Au fost alături de tine, te-au sprijinit. M-au ajutat enorm de mult să ies din chestia asta. Muriseră părinții mei. Ai avut senzația că, nu știu, ai greșit tu ceva sau că... Într-un cuplu... Ai fost pedepsit pentru faptul că l-ai ales pe Dumnezeu? Într-un cuplu nu există greșeală singulară. Deci nu există chestia asta. Oricât aș spune eu că eu am fost Sfântul Pește Prăjit, nu pot să spun asta pentru că sunt sigur că am și eu greșelile mele. Sunt sigur de lucrul ăsta. Nu am înțeles bruschețea. N-am apucat să lămuresc lucrurile astea. A fost foarte repede tot. Și asta n-am înțeles. De ce pleci și nu dai niciun răspuns? Pur și simplu. După care viața, tot ce se întâmplă după, ți arată, Dumnezeu ți arată. Îți arată lucrurile. Da, sigur că da. Sigur că da. Adevărul, știi că problema lumii noastre, acum, când eu spun că lumea l-a pierdut pe Hristos, pacea pe care El a adus-o în 2000 de ani, noi am uitat chestia asta, de-aia trăim în război. Îți închipuiai tu, Mădălin, sincer, că după ce au căzut cele două bombe atomice, Hiroshima și Nagasaki, fiind singurele bombe din lume, acum să aibă nu știu câte 600, nu știu câte rușii, nu știu 600, nu știu câte americani, nu știu câte... Și-au 6.000. Rușii au 5.000 și ceva de focoase, din care 1.700 sunt, să zicem, nu se simt prea bine, trebuie dezafectate. Americanii au și câteva mii bune de focoase. Îți închipuiai tu, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta,
că acum sunt cu miile, cu zecile de mii de bombe atomice după ce a fost chestia aia. Păi eu m-aș fi, eu în momentul ăla, eu creștin, în momentul ăla și nu mai fac niciodată chestia asta. Asta arată că umanitatea are ceva stricat. Absolut stricat. Și îți mai spun un lucru. Profunzimea. Pacea aia pe care Hristos a aduce și pe care acum toată lumea l-aruncă la gunoi. Hristos e din nou pângărit, din nou aruncat la gunoi, din nou răstignit. Răstignit în fiecare zi în care e război, Hristos e răstignit. Pentru că ei înșiși, evreii, poporul ales, l-au primit și au spus: da, tu vreau să vii să ne eliberezi din robie. Și el a spus: nu, eu n-am venit pentru asta. E, acum, noi asta trăim. Trăim această maltratare a adevărului. Hristos spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Da? Așa trebuie să fie viața. Asta e calea, prin adevăr să ajungem. E, acum e siluit adevărul. Tu te uiți, rușii spun că au omorât 200 de milioane, ăia spun că au omorât 500 de milioane. Păi cine să crezi? Adevărul e siluit și știe toată lumea. De-aia nimeni nu mai are curajul să-l spună. Este îngrozitor. Era cum era siluit dacă ajuns, adevărul. Dacă a ajuns patriarhul Moscovei să binecuvânteze războiul cu cerire. Voilà. Bine, aici gândește că 200 de ani sub oblodirea comuniștilor au stat sub se secretizează adevărul. Cine-i permite? E întrebare pe care n-ai cum s-o dai la gunoi. Cine-i permite doamnei Ursula von der Leyen să secretizeze achiziția vaccinurilor Uniunii Europene? Este ceva absolut incredibil. Sau la noi, domnul Ciucă, cine-i permite să secretizeze lucrarea lui de doctorat? Păi, tu prostie, arată-mă lucrarea de doctorat. Da, nenică, am mai luat și eu de acolo, am luat și de acolo, am luat și de acolo. Știi că profesoara mea de doctorat, Mihaela Tonița, Dumnezeu să o ierte, aveam descris despre liturghie și a zis partea istorică. Și a zis, Ovidiu, partea istorică n-ai cum să o inventezi tu. Tot trebuie să iei, dar problema e să citezi. Adică să scrii, am luat de la Mădălin Ionescu citatul ăsta din cartea cu tare și nu știu ce. Aici e problema. Eu sunt absolut sigur că dacă ar lua toate lucrările de doctorat din România, nu știu dacă găsim 10 care să nu fi neglijat vreun citat sau să fi să semene un citat cu ce a citit el, că la un moment dat scrie, o carte scrie o altă carte. Bineînțeles. Fără să vrei, la un moment dat impresionat de ceva, înveți pe de rost și la un moment dat o scriind-o, ți se pare că e al tău, că atât de mult ți-a plăcut. Deci nu e, eu nu vreau să-l judec pe Doamne ferește, n-am nicio problemă. Și așa eu glumeam cu mine, eu am făcut o lucrare care oricum e unicat, teatralitatea liturghiei ortodoxe. Mă bat cu oricine despre lucrarea mea. Pentru că e unică, mai sunt 3 lucrări în lumea mea, era a patra, mi-a spus profesorul din comisie și a zis, crede-mă că le-am citit pe toate 3 despre teatralitatea liturghiilor în general și a spus, asta e cea mai curajoasă. Așa mi-a spus când mi-au dat titlu, Magna, cu laude sau nu știu ce titlu. Da. Ești un tip complex, îți dai seama, e foarte rar, o ocazie de genul ăsta e foarte rar, mai ales pentru cei tineri și pentru cei care ar putea, de exemplu, să ia bucăți din această emisiune pentru că au suficient material și să le transforme în elemente virale pe TikTok. Ești o ocazie rară să poți să vorbești... Nu mai vin. Și în după asta iar nu mai vin 5 ani. Da. Să poți să vorbești și în registru mondan, să poți să vorbești și despre evenimente politice, geopolitice, chestii care ne marchează și despre iubire și despre Dumnezeu și despre bani și despre iertare și despre prieteni și despre dușmani. Pentru că... N-ai vorbit foarte mult despre copiii tăi, aici e fata ta. Care n-ai apucat să joci pe scenă. Ai apucat să joci cu Petru. Cu Petru am jucat, cu băiatul tău, cu domnul Caramitru, cu doamna Vali Seiciu, Dumnezeu să ierte. Care de-abia a murit. Rupturi din inima mea. Cu fiecare actor care mă cresc, eu ies cu Sfintele Daruri, cu discul pe care este trupul Mântuitorului Hristos, al Maicii Domnului, ai Sfinților, ai tuturor pe care îi pomenim noi, credincioși pe care îi pomenim, sau oameni bolnavi, sau oameni, și ies cu el și zic pe voi, pe toți, dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin? Și când plec, spun, Doamne, pomenește și pe colegii mei actori, în taina mea o zic, de fiecare dată, de fiecare, pe colegii mei actori, fiecare după numele lor,
Și iartă-ne, Doamne, păcatele noastre ale scenografilor, scenariștilor, cabinierelor, mașiniștilor. Îi iau pe toți truditorii din jurul teatrului, pentru că s-ar putea să-ți mintim lumea prin asta. E clar că ai marcat-o pe fata ta și că nu și-a dorit să facă altă meserie decât teatru, pentru că ai dus-o cu tine peste tot în copilărie. A debutat în Teatrul Național, o iubește Dumnezeu. E la Teatrul Național. A debutat în Teatrul Național, în Pescărușu, cel mai frumos rol de debut Nineta. Al unei actrițe, Nina, joacă. Nina. Da. Și este un rol de o frumusețe ește din comun. Da, Doamne ajută. Dar băiatul tău nu. Nu, fiul meu nu. Știi ce face fiul meu? A făcut vreo 2 ani de ASE, s-a lăsat. Da. Repede-o. I-am zis, nu-ți place școala? Da. Uite, tu toată viața ta ai făcut cu mâinile lucruri foarte bune. Băi, dar atât de bune. Știi ce făceam? Era incredibil. Deci incredibil. La un moment dat i-am dat o buturugă atâta și bate și tu cui aici. M-a bătut cui lângă cui și a umplut o buturugă atâta. Cred că mi-a bătut 500 de cuie. Dar era arăta impecabil. Era lucrare de artă. De exemplu, dacă mi se strica ceva la, la instalații, el venea și îi spunea, schimbăm asta, nu știu ce, ca să nu trebuie să punem un cot aici, trebuie să facem asta. Și am zis toată viața, da, hai să te fac instalator. După care am vorbit cu o prietenă psihologă, care îmi spune, zice, no, hai să îl ducem pe Petru la școală, la Geta Voina. Toată lumea o știe pe Geta, nu-i fac reclamă, dar e și prietena mea de-o viață. Și zice, să o ducem la Geta Voina să facă cursuri, ea are o școală. Și e fratis Ovidiu, care e un tip extraordinar, extraordinar. Și a apucat pe mâna lui Ovidiu, ăsta e fermecător. Și tipul. Da, și face, dacă ți arăt ce face, o să-ți arăt că n-am telefonul la mine, să vezi ce face. Și că am avut ședință joi și zice că Geta mi-a zis, mi-ai luat clientele, ce mă enervezi. Deci e specializat pe doamne, pe da, femei. Numai femei. Și vopsește, face de la brunet la... Și înțeleg că e un tip înalt. De-a zis, știi cine mi-a zis astăzi că se tunde la el și zice, băi, mă duc la el. Băiatul lui Ștefan Bănică. Băiatul lui Ștefan Bănică? Da. S-a dus că, deci fiul lui Ovidiu Cunci a devenit hairstylist. Nu știu cât o să stea în asta. Nu știu cât o să stea. Poate la un moment dat mi-a zis, hai că termin facultatea așa de gura. E o chestie care prinde peste tot. E într-un job universal. Da. Așa cum sunt câteva meserii care sunt universale. De designer în general, tot ce înseamnă lucruri de genul ăsta, acum meseriile astea liberale, sunt foarte în vogă și prind. Și a ales o chestie bună. Și a ales o chestie interesant. Superficială, atenție. Da, dar e tot o muncă interesantă. Da, dar e o chestie superficială. De ce? Pentru că generația tânără e foarte tentată de bani, repede. Da, da. Îmi zice într-o zi, nu știu ce mi-a dat, nu știu cât își pagă. Adică ciubucul dă atenția de la sfârșit. Și eu zic, bravo, nu știu ce, ești tare. Să te duci să declari ca să dai impozit pe el. Auzi, când ne apropiem de final, vreau să te întreb, apropo de extraterestri, crezi în povestea aia cu Anunnaki, cu acel început? Cu? Anunnaki, cu acei extraterestri veniți de pe Nibiru. Eu nu cred în extraterestri, în primul rând. Păi nu, crezi în Dumnezeu, dar crezi în acel episod al venirii lor pe Pământ, pentru că oricât de mult ai dori să ignori o serie de aspecte, Vechiul Testament, în Geneză, în mod special, cred... se inspiră foarte tare din miturile sumeriene. Adică are multe pasaje preluate de-a dreptul din miturile sumeriene. De acord, perfect. Cred că au existat și că există, probabil, civilizații în acest univers. Am și o replică într-o piesă, te invit să o vezi, Incognito se cheamă, vorbește despre creierul lui Einstein care a fost furat de un medic patolog și care spune așa, zice, știința asta, zice, la început am crezut că suntem singura galaxie de pe Pământ și apoi am descoperit că suntem doar una din sutele, miile care din pur univers, și simplu plutesc acolo. Am trecut de la ne crede centrul universului la a fi doar o mică bucată din el. Asta îmi dovedește că aș putea să cred în lucrul ăsta. Dar pe mine nu mă ajută cu nimic acum, pe mine ca individ. Și aș putea să-ți dau o pildă despre lucrul ăsta, pe care și domnului Harman i-aș spune-o. Un bătrân la 80 de ani îi spune nepotul lui, bunicule, acum la sfârșitul vieții, ce îți reproșezi? Și zice, când eram ca tine am încercat să schimb lumea la 20 de ani. Și n-am reușit. La 40 de ani mi-am dat seama că n-am putut și am zis, măcar familia să-mi o schimb. Și să o înțeleg și să descopăr misterul din ea.
Am ajuns la 80 de ani și mi-am dat seama că n-am reușit nici asta. Și ce îți reproșezi, zice el? Zice că n-am început cu mine. Mă crezi că același lucru am trăit toți, ce trăiește bunicul ăsta. Problema e când descoperim această pildă uriașă în care încep să te uiți mult mai mult în tine și să-L cauți pe Dumnezeu în tine decât în afară, în cosmos. Adică pe mine, dacă mâine vine cineva, eu trebuie să fiu în pace cu mine ca să pot să-L primesc pe ăla. Știi? Că dacă americanii îl descoperă, riscăm să intre în război și cu ăia. Da. Aici e nebunia. Știindu-l, sau Putin, ca să nu creadă lumea că stai puțin, că stai cu Putin. Ceva cu Putin, dacă mâine vin extratereștrii la el, el o face război. Știi că se spune că a declarat că cel mai mare pericol pentru umanitate îl reprezintă Anunnaki. Da. Asta a spus un ofițer KGB, FSB, da, care n-a avut de suferit de pe urma afirmației lui și Putin l-a lăsat să, mai departe să ducă acest mesaj mai departe. Deci noi nu ne pregătim HD pentru... Harman. Da. Ai înțeles. S-a căutat în interiorul lui și știe. Cred, asta relația lui cu Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu una specială. Îl urmăresc cu maximă. Relația lui cu Dumnezeu una specială, dar în același timp, povestea asta pe care am început-o, acest demers, istoria secretă a umanității, are un rol terapeutic și eliberator. Mm-hmm. Și îl vom continua. Poate o să particip la una dintre ediții, care ar fi o discuție senzațională. Mi-ar plăcea să-l cunosc. Pe ce descoperim și prezentăm publicului chestii noi, vestigii pe care publicul, la care publicul n-a avut acces niciodată și care ne creează noi perspective asupra ceea ce suntem cu adevărat și ceea ce am putea fi. Uite, bun. Ce frumoasă e. La final. E superbă. Ești foarte mândru. Da, cum să nu, o iubesc foarte. Și ai de ce? Am terminat. Mamă, dar ce documentație ți-ai făcut? Tot așa ai rămas. Da, sunt așa tot am fost așa pasionat și nu profesioniști sunt profesioniști. Acum pot să spun și eu am câte amintiri am de la emisiunile tale. Vreau să te întreb la final, poate mai vii și vorbim. Da. Cea mai grea situație în care te-ai aflat și în care fără ajutorul clar al lui Dumnezeu te-ai fi prăbușit. Ăsta e finalul. Părinții mei au murit la 3 zile unul după altul. Eram la Fălticeni, montam un spectacol acolo. Vineri i-am internat pe amândoi, plecând cu taxi, atenție, adică nu mai așteptam să moară niciunul, deși amândoi erau 80 de ani și 79. Și duminică tata a plecat. Am primit telefon, veneam de la doamna dragă Olteanu Matei și ca să vezi cum iară Dumnezeu le aranjează, că aici nimic nu e întâmplător, era duminica, slujisem Sfânta Liturghie cu Părintele Mihăilă, plecasem la Draga, la Piatra Neamț, de la Fălticeni la Draga și Draga zice, ce bei? Și eu zic, ce bei tu, Draga? Și ea zice, eu nu beau, beau suc. Suc beau și eu. Normal eram, aveam cine să conducă, adică eram cu cineva care putea să conducă. Și am întrebat, poți să... Da, sigur, dacă vrei să bei. Dar mi s-a părut o impietate. Eu o iubeam atât de mult pe Draga, încât am zis, nu pot, că, eu, că îi plăcea și cu gheață multă. Mamă, și beam împreună, că ne întâlneam, cântam amândoi. O nebunie ce amintire am cu femeia asta. În acest context s-a întâmplat să auzi. Și am plecat de la ea fără să beau și când am ajuns acolo la Fălticeni, mi-a spus că a murit tata și era 8 seara. M-am urcat în mașină și am plecat la București. De la București la Stești. Trebuia să fii sobru. După asta a murit mama la joi, pe tata l-am înmormântat marți și pe mama sâmbătă. Și atunci mergeam pe stradă vorbind singur. Credeam că nu o să mai pot să trăiesc. Adică mergeam și nu puteam să simțeam că inima mea nu mai poate să respire. Pur și simplu că o ștrangulează cineva, o ștrangulează cam pe ea o mână care o ține strânsă, nu mai lasă și respiram doar atât. Dumnezeu te-a ținut. Da. Și atunci am simțit că cineva mă ajută din afara mea. Dumnezeu să-i țină în lumina lui. Îți mulțumesc din suflet pentru mărturisire. De ce? Pentru prezența asta senzațională în aceste seara. Absolut. Că... Nu, la superlativ. Ne-am mai întâlnit. După atâția ani vreau mai făcut. Vreau tu să mai făcut să mai vin încă o dată. Vreau să te revăd. Doresc succes în toate spectacolele în punct. Să vii, te invit, drag. Job special de preot. În tot ceea ce faci, felicitări pentru copii. Este mai mult. E o chemare, evident. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit în această seară de joi, vin după o perioadă în care am avut COVID a treia oară, cred că anul ăsta. Aolo, asta e... am și plecat, nici nu mai stau bine. Acum îmi spui. Rămâneți cu Metropola TV. Aolo, o nenorocire, mai bine nu veneam. Nu mai bine. La revedere, la revedere, am plecat. Aolo, să-mi fundă COVID.